în mod provizoriu, în componența Consiliului, intră următorii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Laslo Tăcheș, Dumitru Mazilu, Dan Deșliu, generalul Ștefan Gușe, generalul Victor Stănculescu, Aurel Dragoș Munteanu, Corneliu Mănescu, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu Voican Voiculescu, Dan Marțian, capitanul Lupoi Mihail, generalul Voinea, capitanul de rang 1 Dumitrescu Emil, Neacșa Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Marian, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Negruții Paul, Manole Gheorghe, Cazimir Ionescu, Adrian Sârbu, Cârjan Constantin, Domokos Gheza, Magdalena Ionescu, Marian Mierlă, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucurescu Valeriu și Ion Iliescu, dacă sunteți de acord. Muncitor. Deocamdată este deci o structură provizorie gândită într-un mod foarte operativ. Lista rămâne deschisă, nu aceasta este componența Consiliului completă, ci doar am menționat câteva nume de oameni a căror nume sunt legate de transformările pe care le cunoaște țara. Oameni care au demonstrat spirit de sacrificiu în anii tiraniei, tineri care în aceste zile au fost pe baricade, care și-au pus viața în pericol, reprezentanții muncitorilor, ai studenților, ai intelectualității, ai armatei, deci acele forțe care au fost active, prezente în procesul de instaurare a noului regim al puterii. Lista rămâne deci deschisă. Așteptăm încă de mâine propuneri din partea tuturor categoriilor și forțelor sociale care au luptat și au învins pentru a putea completa componența Consiliului. Acesta a fost mandatul pe care l-am primit. Aceasta este o primă formă de comunicat și de platformă program a noului organism al puterii de stat din România.